Eu în urmă cu vreo 35 de ani am cunoscut o bătrână analfabetă la țară în vârf de munte, care trata în ghilimele, era analfabetă, nu știa carte, dar multe lume zicea la ea, erau un fel de vraci cu leacuri. Știți ce, cum, de exemplu, tratau ulcerele varicoase, materii fecale. Le punea pe o cârpă de la un om sănătos și se cicatrizau. Acum câțiva ani am cunoscut o altă femeie, tot analfabetă și tot fără știință de carte și tot o bătrână lecuitoare de asta, dar din altă zona muntelui, pe acolo pe la munte sunt tot felul de oameni de ăștia care încă mai palpează natura, știți? Și care avea ea personal o tumoră la nivelul feței, un epitelium bazal cel mai lung, carcinom. Cunoscând-o foarte bine și fiind într-o relație aproape cu ea, am vorbit să o duc la spital să o operez. După 2 săptămâni, după 3 săptămâni când m-am dus eu să o iau, nu mai avea nimica. Știți cu ce își tratase buba? Zice, nu mă spun, dar să nu mă faci de rușine, să nu mă povestești. Am luat cu bâtul căcat și am dat pe ea și am zis ea niște descântece. De unde ai venit acolo să-i tot cine te-a dus, să lasă te ia și te întoarcă și te pun. Și s-a reversat. Dumneavoastră ați venit la noi în țară, patria noastră dragă, cu conceptul ăsta de microbiom bun, favorabil sănătății noastre. Pentru că, în general, lumea medicală spune așa, dom'le, să ne spălăm pe mâini excesiv, să spălăm fructele, să sterilizăm cu antibiotice, toată povestea asta, pentru că microbii sunt ceva rău, rău, rău. Noastră zic că sunt și buni. Despre asta vreau să vă întreb și dacă nu vă supărați să-mi spuneți cum este, cum se vede despre dumneavoastră povestea cu microbii din corpul nostru. Adică sunt buni, cât sunt de buni și până unde sunt buni. Bine, ce vreau să spun că în organismul uman are, sau mai bine zis, cohabitează cu un număr foarte mare de microbi. Acești microbi poartă acum numele de microbiotă umană. Ei se găsesc însă, practic, cu localizări diferite în organismul uman. Începem cu microbiota cutoanată, pentru că și pielea este gazda numeroase la tipuri de microbi, microbiota nazală, oculară, orală, intestinală, renală, genitală, peste tot sunt o serie de germeni care în organismul uman, acești germeni, în organismul uman trăiesc comensal, adică în... Relaționează. Da, cu organismul uman, fără ca să devină patogen, decât în anumite situații și în anumite condiții. Okay. În modul, în momentul în care echilibrul între organismul uman ca atare și acest microbiom, sau microbiotă, cum se mai numește acum, și acest microbiom este viciat într-o serie de lucruri și acțiuni, atunci apare așa zisa disbioză. Și microbiota aceasta începe ca să selecteze o serie de germeni, dar nu obligatoriu, care sunt preponderenți și uneori o parte dintre aceștia pot ca să fie patogen. Cele mai cunoscute și studiate aspecte sunt ale microbiomului așa zis intestinal, cel care se găsește de-a lungul tubului digestiv. Ce trebuie, de că am uitat să spun înainte, că acest microbiom este de peste 100.000 de ori mai numărul de microbi și de genom microbiotic decât celulele umane. Și deci, practic, nu microbii aceștia comensal trăiesc în lumea omului și omul trăiește în lumea lor. Asta este fabulos. Da? Disbioza intestinală pe care acum se cunosc, mă rog, și celelalte localizări, apare atunci când fie alimentația este total nerațională, fie în special atunci când se intervine terapeutic cu antibiotice. Tulburarea microbiomului intestinal este foarte mare. De exemplu, s-a văzut că un pacient care ia, de exemplu, 2 zile sau 3 zile ciprofloxacin,
produce o disbioză, o degradare a microbiomului intestinal, care nu poate să-și revină în mod spontan decât în 7-8 luni de zile. Bine de știut. Da. Deci este o chestiune care este extrem de clară. Acest microbiom intestinal, care a fost neglijat complet până acum 80 ani, are tot soiul și foarte multe funcții. În afară de funcția metabolică, că intervine în sinteza multor vitamine, cum este, de exemplu, și vitamina K și o serie de alte vitamine, de funcția metabolică, de funcția metabolică, pentru că dislocă, adică fragmentează grăsimile celulozice, în special până la acest graș roman scurt, iar acest graș roman scurt reprezintă hrana colonocitelor, celulelor din colon. Deci are efecte enorm de multe. Acidul putii, paradoxul putirea. Da, da. Apropo de colonocite și de protecția împotriva cancerului. Deci poate are efecte extrem de multe. Iar în prezent, ca ultimă, să spun eu, descoperire, este influența microbiomului intestinal asupra și florii microbiene intestinale asupra stării psihice. Pentru că și în depresie, de exemplu, s-a găsit că microbiomul intestinal are o anumită componentă care nu este normală și care influențează creierul. Și se discută acum de axa microbiom intestinal, intestin, creier. Adică sunt enorm de multe legături și interacțiuni care încep din ce în ce mai mult să fie cunoscute. Cu alte cuvinte, ați putea să fiți de acord cumva că acești vrași populari nu sunt chiar atât de ne... intuiau ceva, cumva. Nu știu cât intuiau vrașii populari, dar ei reprezintă, de fapt, experiența empirică verificată în timp. Da, empirică care a fost verificată de observații de în timp cu puterea de observație respectivă. Uitați-vă, așa, acupunctura. Acupunctura este de acum câteva mii de ani descoperită, iar bazele electrofiziologice ale acupuncturii sunt descoperite și se arată exact că sunt reale de câteva de 20 sau 25 de ani, prin metode electrofiziologice ultra sofisticate, nu? Da. Cum poți? Vă dați seama ce putere de observație au avut, să zicem, medicii chinezii ultra ca să dea seama că dacă presezi un anumit punct din talpa piciorului drept sau stâng, influențezi funcția vezicului biliare. Am vorbit cu domnul profesor Dulcan, pe care îl știți. A făcut la Craiova o operație, dânsul a înfipt acele fără anestezie și chirurgul și-a făcut treaba. Da. Dânsul mi-a pus, dânsul a fost închis la ani de zile.